Salut și bine v-am găsit la un nou clip, marca Toti. Astăzi vrem să mai deschidem niște pachetele. Avem aici de la PES-ul ăsta gratis. Momentan n-am cumpărat încă SarPES-ul, o să o fac. Urmează, dar sunt puțin și în spate, trebuie să mai recuperez, mai joc la modul de turneu, toate cele. Vedem, mai băgăm tare pe live-uri pe acolo și recuperăm, nu e o problemă. Dar avem aici vreo 5 pachetele din astea, parcă de 99+, și după vedem ce și cum prindem. Vom merge deja să facem și niște exchange-uri. Și vedem, poate avem ceva noroc astăzi, după ce am avut noroc în ultimul clip cu opening și a picat ce a picat. Nu zic pentru că filmez acest clip pe live și nu vreau să zic încă să știe băieții ce mi-a picat acolo. Dar voi care vedeți deja clipul ăsta, dacă clipul ăsta ajunge să fie postat, atunci deja știți ce a fost în clipul precedent. Prea multă ciudățenie, prea multă vorbă, hai să deschidem direct pachetuțele astea, mergem prin ele și după dau colectol. Primul. De ce nu mi dai cu walkout? Vreau măcar că îmi place animația aia de walkout. Dă-mi măcar cu walkout. Dacă îmi dai de ăștia de 101 cu care efectiv nu am ce să fac, măcar dă-mi cu walkout. E nasol, uite, dacă îmi dă totuși de ăștia slabi cu care nu pot să fac mare brânză, măcar să-mi dea între 99 respectiv și 100, 99 sau 100 să-mi dea, ca să-i pot folosi măcar după la exchange-ul ăla. Dar așa, cu un de ăla de 101, unde să mă scarpin cu el? Efectiv, vorbeam astăzi mai devreme cu băieții pe live, la fiecare event, la fiecare anumite pachete, sunt anumiți jucători care pică non-stop, duplicat după duplicat. Aici aparent e acest cunde, că mai ziceau băieții că le-a picat pe live acest cunde. Și acum că îmi pică și mie de două ori, înțeleg de ce le-a picat și lor. Deci aparent cunde ăsta e Gonzales. Dacă era iar cunde, cum am văzut 101, am zis că iar cunde ăla. Dezastru. Dacă pică și de aici 101, mor de plâns. Bă, măcar dă-mi pe toți de 100. Bă, mai bine dă-mi pe toți de 100 să-i folosesc acolo la exchange. Așa, efectiv, n-am ce să fac cu ei. Mi-a dat pe toți de 101, efectiv. Wow, da, cred că nu o să apară clipul ăsta. Nu salutați YouTube-ul, nu salutați clipul că ne-am dus. De la 103 în sus își face animația, am înțeles, am înțeles. Bă, pe toți mi-a dat de 101, ești prost? Fix cât să... N-am ce face cu ei, efectiv. Nici să-i joc, nici să-i bag pe market să-mi cumpere cineva, nici măcar la prețul minim. Și nici la exchange-ul ăla nu pot să-i bag, că e respectiv 98-100. Sper doar, am mai zis, să se bage poate niște exchange-uri după, unde să putem băga și jucătorii ăștia de 101, 102, 103. Team of the Year poate după ce se bagă ăștia Ultimate Toti, o să bage niște exchange-uri cu șanse la jucătorii ăia Ultimate Team of the Year. Și poate o să-i putem folosi, că altfel jale. Uite, vor fi efectiv degeaba aceste pachete deschise de mine cu acești jucători de 101 în ele. Hai să mai iau doi de aici și cred că voi putea să fac doar două exchange-uri cu jucători din ăștia. Dar de aici avem măcar 101 plus garantat. Deci dacă avem 101 plus garantat, facem două și îmi pică iarăși fix doi de 101. Fac urât. Deci mai aveam nevoie doar de un jucător. A, nu, nu, nu. Mi se părea că sunt câte 5 în linie și eram aproape de 12, dar nu prea. A, dar pe ăsta nu pot să-l bag. A, că l-am la echipa aia de... Am format-o ca să pot juca cu ea la challenge modul ăla, dar oricum. Deci pot să fac două exchange-uri și excluzându-l pe acel cobol. Dai quick add, primul exchange. Bă, nu mă interesează ce-mi dă, să-mi dea doar 103. Sper măcar unul să văd animația aia măcar o dată. Te rog eu. Until it's over.